despre cadastru, organizarea teritoriului, despre publicitatea în imobiliare. Să știți că s-a vorbit mult în ultima vreme la noi în țară, dar nu prea s-a făcut mai nimic. Nu sunteți curioși să aflăm și o părere a unui specialist? Domnul inginer, ca specialist în cadastru, aș vrea să vorbim un pic despre acest aspect, pentru că se vorbește de ceva ani, de cadastrarea teritoriului României, mai ales a suprafețelor agricole. Cât de greu este să realizezi acest lucru? Nu știu dacă este chiar atât de greu, dacă există voință politică și bani alocați pentru așa ceva. Eu sunt în domeniul de 12 ani de zile și de atunci aud de cadastru general. Și din câte știu eu, în județul nostru, în județul Mureș, s-a făcut cadastru pe o singură comună. Deci e mult de lucru în continuare. E foarte mult de lucru și încep ca lucrurile să fie târzii. Pentru că în dat avem 30 de ani de la retrocedarea terenurilor către proprietari și sunt încă foarte mulți oameni care nu au nici măcar titlul de proprietate. Au acea adeverință dată din anul 1990. Dar de ce n-au titlul? N-au fost promții cei autoritățile să le elibereze, ori n-au cerut proprietarii? În primul moment s-a făcut totul pe grabă. Atunci s-au făcut fără să țină cont de normele topografice și cadastrale de care ar fi trebuit să țină cont. S-au dat titlurile doar pe fără măsurători, sau dacă s-au făcut măsurători, nu s-au făcut măsurători de specialiști. S-au făcut cu instrumentele de măsură tradiționale, capra, alte lanțuri, compasul, lanțuri, da, deci prin alte, fără să țină cont de panta terenului, pentru că terenul real e cel plan, nu e cel în pantă. Și influențează ca suprafață, pentru că o suprafață măsurată în pantă întotdeauna e mai mare decât suprafața care e în plan. Iar construcțiile, numai construcțiile, noi acum suntem într-o livadă și într-o livadă trebuie să ținem cont de panta care e, pentru că schema noastră e de 10x10, noi acel 10x10 l-avem realizat în plan și nu în pantă, pentru că suprafața care ocupă coronamentul unui pom vine în plan, nu vine după pantă. Pomul nu crește după culmea dealului, el crește după orizontal, el crește după, drept. Exact, atunci, pe vertical, da. Suprafața reală e cea care o ocupă coronamentul lui și nu cea care vine măsurată pe teren. Cât de greu este să se realizeze până la urmă cadastru în România? Ca specialist vă întreb și vreau să răspundeți, pentru că, așa cum spunea, se vorbește de foarte multă vreme și nu s-a realizat, probabil din lipsă de fonduri. Dar în ce măsură credeți că e posibil să se realizeze în timp util? Pentru că știți, poate ați auzit, din 2018-2020 s-ar putea ca Uniunea Europeană să nu mai acorde subvenții pe unitate de suprafață dacă nu avem cadastru realizat. În perioadă foarte scurtă nu se poate realiza, pentru că suprafața care nu e măsurată e foarte mare și nu e numai treaba de măsurători, treaba topografică, pentru că intervine foarte mult partea juridică, pentru că partea juridică e foarte greu de realizat. Terenul rămâne la locul lui, îl putem măsura oricând, dar proprietarii mai pleacă dintre noi și atunci intervin acele succesiuni care sunt din ce în ce mai greu de făcut, pentru că nu se pot face decât succesiunile repetate. Din punct de vedere juridic o să fie, din ce văd eu, o problemă destul de mare, pentru că oamenii au mers au o mentalitate care ei au știut dintotdeauna că ei sunt proprietari. N-au ținut cont de acte. Ei întotdeauna de ani nu sunt titlul de proprietate, că n-au insistat. Ei au știut că sunt terenurile lor și că ei le pot lucra. Și la momentul actual sunt și terenuri în folosință și fără acte. Pentru că chiar dacă legile de aplicare a proprietății nu mai sunt în vigoare, deci nu mai este nicio lege în vigoare, dreptul de folosință îndelungată, uzucapiunea, se împlinește, pentru că oamenii de 25-27 de ani îl folosesc
Și asta ce presupune? Că el îl poate obține printr-o hotărâre judecătorească pe bază. Pentru că l-a folosit 25 de ani. Da, care este termenul de folosință? Din ce știu eu, prima dată a fost 30 de ani, pe urmă. Din ce știu acum, e la 10 sau la 15 ani, n-aș putea să spun exact. Știu că s-a redus foarte mult perioada respectivă și acea perioadă deja e împlinită. Deci toți cei care au terenurile înscrise în registru agricol pot solicita, dacă nu în au instanță, în instanță, să obțină terenul respectiv. Pentru asta nici nouă foarte greu în momentul în care întocmim planurile pentru identificarea proprietarilor, pentru că fiind foarte mulți pe o suprafață mică, foarte mulți proprietari, trebuie să rezolvăm și acolo partea juridică, că trebuie să vedem cu cine avem de discutat pentru terenul respectiv. Cine-s vecinii, nu? Cine-s vecinii, cine-s proprietarii, dacă omul are act, nu are act pe el, pentru că din moment ce îl are în registru, nu poți să zici că nu are terenul, pentru că e terenul registru. Lui, e în registru, omul folosește de... Și atunci de ce nu ține seama de faptul că este înscris în registru agricol? Pentru că registru agricol a fost bază declarativă, an și an de zile. Nu, iar... constituie act juridic, nu? Nu, numai atâta are valoare în momentul în care omul merge în instanță, face dovada cu plata impozitului și folosinții lui pe o perioadă îndelungată. După apariția legii 17 din 2014 s-au complicat lucrurile, pentru că s-au modificat și regulile de înscriere a terenului în registru agricol și acum trebuie să faci dovada cu acte că deții terenul respectiv. Dar, repet, iarăși suntem pe 25 de ani în care nu s-a ținut cont de nimic, a fost bază declarativă. Și atunci trebuie să găsim mai diferite metode, mă refer strict la noi, pentru că noi trebuie să cuplăm terenurile și atunci trebuie să ținem cont de toate aspectele care sunt. Eu nu pot să-i spun la om că nu ești proprietar, că nu ai actul pe pământ, pentru că trebuie să pornesc de la faptul că știu că omul folosește și știu că el a lucrat, mai ales că cunosc foarte bine oamenii și cunosc zona. Și atunci trebuie să găsim modalitatea prin care să ne înțelegem cu el, să putem să realizăm, să le cuplăm, să le schimbăm. Considerați necesar intervenție în legislația actuală pentru a grăbi un pic lucrurile? Ar fi extraordinar de necesar cadastru general. Bun, cadastru, dar legislația este un pic sofisticată. E nevoie de modificarea legislației pentru a ușura cadastrarea teritoriului în România? E foarte sofisticată, pentru că dacă înainte de apariția legii 17 erau valabile acele contracte de mână, antecontracte de mână, holografe, vânzătorul cu cumpărătorul mergeau la primărie. Nici nu era nevoie la notar, ci doar în primărie făceau înțelegerea respectivă și se scotea terenul dintr-un registru și se punea în celălalt. Situații care acum aproape nu există om care să nu aibă o situație respectivă, să aibă terenul, dar în registru să figureze la altcineva. La apariția legii 17 nu se mai poate vinde terenul în extravilan decât după publicare. Ca să publici trebuie să fie întăbulat. Deci omul trebuie să întăbuleze. Întăbulatul e un lucru simplu, pentru că ne permite legea să întăbulăm pe omul decedat. Nu e o problemă dacă omul decedat. Dar vânzarea efectivă nu se poate realiza decât de cei în viață și atunci e nevoie succesiunea. Și până când se ajunge ca omul respectiv să fie proprietar, să se poată face publicarea, e un drum foarte lung. Deci să înțeleg că puteți realiza cadastru chiar pe un defunct? Întăbularea, da. Întăbularea se poate face pe un defunct, pentru că imobilul, deci imobil că el nu se poate muta, el e aici. Sistemul austriac de cadastru, care se folosește acum peste tot în Transilvania și în Bucovina de Nord, a fost tot timpul. Noi avem și cărțile funciare vechi în care se urmărește parcela, nu se urmărește omul. Și atunci, înscriindu-l pe omul ăla decedat în cartea funciară, e nevoie doar de succesiunea după el la notar și
numai că succesiune nu se poate sări peste generații, el trebuie să se facă repetate. Deci cu cât trece mai mult timp, cu atâta, deci proprietarul poate să fie decedat și copiii de-ai lui pot să fie decedat și atunci la moștenire intră nepoții. Iar nepoții, după cum e situația noastră a românilor de acum, unui prin Anglia, unui în Canada, da, și atunci sunt... E foarte greu să se realizeze succesiunea. Și cu cât trece timpul, cu atâta e dispar mai mulți din proprietarii care sunt în titlul de proprietate. Iar cei care nu au titlul de proprietate, din ce am înțeles în ultimul timp, se poate face o întăbulare pe acea adeverință, dar încă n-am văzut nicio întăbulare realizată pe adeverința respectivă.